Prezentarea programului de viitor făcută de managerul interimar al Complexului Energetic Oltenia, Laurențiu Ciobotărică, la Ministerul Energiei a fost una de succes. Secretarul de stat, Corina Popescu, a anunțat că apreciază munca depusă de actualul manager, iar acesta va beneficia de tot sprijinul Ministerului de Resort. În cadrul acestei întrevederi s-au purtat discuții despre strategia de lignit. Laurențiu Ciobotărică a mers la București alături de Daniel Antonie și Constantin Bălășoiu pentru a le prezenta celor din Ministerul Energiei strategia pe lignit și planul de restructurare de la CEO. Rezultatul întrevederii a fost unul bun. Apreciez munca depusă de conducerea Complexului Energetic Oltenia în încercarea de a construi o strategie coerentă de redresare. Laurențiu Ciobotărică și întreaga echipă vor beneficia de încredere de fiecare dată când avem date corecte și muncite pe baza cărora să se construiască un viitor stabil și profitabil pentru CEO. Suntem conștienți de presiunile permanente la care e supusă echipa de conducere și așteptăm din partea factorilor de decizie echilibru și rezistență în fața acestor situații, a declarat secretarul de stat Corina Popescu. Măsurile de eficientizare propuse de membrii grupului de lucru lignit se axează pe concentrarea activității în perimetrele miniere cu potențial de eficiență maximă, închiderea activităților neviabile, scoaterea din funcțiune a utilajelor miniere cu performanțe scăzute, redistribuirea și redimensionarea personalului în cadrul activității miniere. Săptămâna viitoare, membrii grupului de lucru lignit va prezenta un material complet despre starea și perspectivele sectorului lignit, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei.